Alexandra, de când așteptam această legătură peste chipul meu, de-abia aștept să-mi iei lumina. Te rog. Așa, peste... Mamă! Mamă! Cu ochi, cu gură! Cu tot! Cu totul! Gata! A fost bine? Extraordinar de bine! Unde baftă. E? Baftă! Mulțumesc! Vă pup din sufletelul meu ăsta mare pe care l-am! Ești pregătit? Nu. Hai bă, e chiar... Aici chiar că nu-i nimic. Nici nu văd unde suntem. Ce scrie acolo? Ce republică? Nu văd mai. Serbia! Când m-am dezlegat și am văzut unde sunt, adică la sfârșitul României, acolo se termina România. Practic se termina și drumul, se termina țara, se termina pământul. Părea că m-ați adus la sfârșitul pământului. Am mai spus eu de multe ori că sunt în pustietate, dar aici chiar nu e nimic. Beba veche, am venit. Dă-mi și tu mie ceva, prezintă-mi și mie ceva. Bună ziua! Ce faceți? Centrul satului, unde este? Centru, zic, centru. Nu? Nu sunteți de aici? Beba veche, o comună așa. Mamă, deci acolo ești tu și restul țării. Practic acolo, nu știu, de acolo pornește țara, cum s-ar spune. Alex? Hei! Asta e prima ta misiune în Beba veche. Wow! Încă sunt șocat de pustietatea de aici. Du-te în Arad și caută cea mai cunoscută langoșerie. Ce, iar nu știu ce înseamnă. Și convinge-l să-ți dea un langoș gratis. După ce îi cânti refremul preferat. Langoșerie și să-i cânti refremul preferat. Langoșerie. A, langoșerie acolo unde se face langoș. Am auzit de langoș. Ia că mă, vin până la dumneavoastră. Sărut mâna, ce faceți? Uite, acum am ieșit de la grădiniță. De la grădiniță? Da, da. Am o întrebare, doamnă scumpă. Spune-te. Încotro către Arad. Către Arad, da. Ești tot drept înainte, către și Nicolau Mare. E departe? Da. 35 de kilometri. Până la Sinicolau. Până la Sinicolau? Da. Să mai mă vede lumea, trage de volant. Mă vede, trage dreapta. Nu că trebuia stângă, lasă că nu contează. Avem o ocazie aici, una la un milion. Bună ziua! M-ați putea duce puțin mai departe? Te duc până la următorul sat. Da? Sunt primarul comunei. Ai, Alex, Alex de la Încântat. Da. Facem o emisiune la ProTV, de la Salvează Spielea. Și de aici pornesc către București. Excelent. A venit primarul comunei și mi-a făcut un mare favor. M-a dus până în Sân Nicolau. L-am rotat pe tine. Da, 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 da. Sinceritate. Eu îmi dau seama de ce favor primesc atunci când văd cât de lung e drum. Până atunci nu-mi dau seama, acum îmi dau seama. Domnule drag, încurată, vă mulțumesc din suflet. Cum ați spus că vă numiți? Bohancanu Ioan. Bohancanu Ioan. Mulțumesc din suflet, din suflet. Am început cu dreptul. Doamne, am început cu dreptul. Ne vedem cu bine. Vă mulțumesc din suflet. Doamne ajută. Salutare! La Zădăren. La Zădăren, nu știu unde este. Este în drum spre Arad? Da, pe apropo de Arad. Da? Poți să-mi faci marele favor să merg? Ha! Băi! Ce rapiditate! Nici bine nu m-am dat jos de la domnul primar că m-a luat o mașină. A venit un băiat, dacă nu, m-a dus glonț. Mergem direct în Arad. Suntem de la ProTV
facem o emisiune la Măruță. Da. În care eu am primit o misiune să vin în Arad până să ajung în București, primez misiuni. Și misiunea, prima misiune este să ajung în Arad la cea mai tare langoșerie din Arad și să cânt un refren pentru a primi un langoș. Poate încep să ne cânt. Da? Vino cu mine aici, te rog frumos, nu poți să cânt singur. 3, 2, 1, merge! Perfect! Langoșu, langoșu, e cu mine. Langoșu, langoșu, e mai bine. E cu noi. E cu noi. E cu noi. Are timp și pentru mine. Ți-aduce aminte când te-am savurat? Erai pufos, erai perfect, erai adevărat. Pe mese, pe mese și sub mese, dar numai împreună. Mi-o foame, n-am mai mâncat de o lună. Hai să-ți dau eu ceva să mănânci. O improvizație superbă, un referent superb. Toată lumea s-a simțit bine, aplauze, nebunie. Bine, am exagerat mult, dar m-am simțit bine, m-am simțit chiar foarte bine. Lasă că o zi frumoasă. Mulțumesc din suflet. Mamă, mamă cum miroase langoșul. De fapt, langoșul este o scoveargă, băi. Nu e o scoveargă, e langoș și langoș. A, bine. Mama, asta a fost o insultă ce am spus, da. Am insultat. Ceva de ce? Să rămână mult, mulțumesc din suflet. După refrem. Wow. Pentru mine tot scoveargă. După toată nebunia asta cu langoș, cu cântat, cu refrem, mi-a plăcut foarte mult. Am primit următoarea misiune. Du-te în Timișoara și mănâncă pleșcăvit. Mamă, dar numai chestii de astea, de nu. Du-te în Timișoara și mănâncă pleșcăviță în fața operei și în timp ce mănânci să în timp ce mănânci cântă O Sole Mio. Pleșcăviță. În fața operei. E ceva, cred că e ceva istoric acolo, ceva frumos operei. Istoria asta, Alexandrule, că nu prea. Haideți, vă rog. Până în Timișoara, dacă este cu posibilitate de apropiere. Timișoara, încolo? Acolo vreau! Nu prea s-a oprit nimeni, ce-i drept. Așa că am oprit eu un domn care mi-a făcut cu mâna și l-am oprit. Mă, fix acum! Cel mai bine mers spre Occident decât spre Timișoara. Păi dacă eu întreb în Timișoara? La mall, man. La mall? Da. Nu la mall. Da, unde? La opere, în fața operei. Ok, cel mai bine, da. Păi da. Bun, dar nu te ia nimeni. De ce? Bine ai spus că mă iei. Păi eu, dar eu sunt aici la firmă, cum să te iau eu? Mă minți și ai? Nu te-am mințit, dar dacă vrei, te duc. Vreau! Hai să-l ducem, Dane. A, stai așa că tu să... El și șoferul, eu sunt... Recapitulăm. Eu sunt copilot. Pro TV, emisiune. Am înțeles. Ok? Oh. Delea salvează-ți pielea, da. Eu fiind Delea, îmi salvez pielea, trebuie să merg în București în 48 de ore, dar până în București am niște misiuni de îndeplinit. Am înțeles. Nu am bani, nu am telefon, okay. Nu pot să merg cu trenul, nu pot să mănânc mâncare așa fără să nu fac nimic în schimb. Păi ducem, hai! Da? Dar se cum ce? De ce contează? Serios? Păi serios, cum? Nu te-a mai dus nimeni sau de ce? Bă da, dar așa, dintr-o dată, așa... Păi m-am răzgândit, uite, dacă de ăștia ăla, băia, cum îl cheamă? Cum te cheamă? Delea, Alex Delea. Păi tu ce duc? Încântat. Da. Cum? Eu am crezut că ești numai așa, faci așa, știi ce nu, zic? Cum să fac așa? Ah, am înțeles. Haide, mă, ia-mă, mă, și du-mă, mă, odată, mă, că nu mai vreau să stau aici. Hai, mă, du-mă în Timișoara, mă, și m-a dus în Timișoara, direct în Timișoara m-a dus în Timișoara. Vai, mulțumesc din suflet. Mare favoare. Ce, mamă, și tu-ți dai seama că tu erai pieton, eu te-am luat pieton. Da. Ai văzut? Numai bine, sănătate, mulțumesc din suflet. Din suflet. Am ajuns în Timișoara, aici opera. Îmi lipsește un mic amănunt. Îmi lipsește pleșcăvița. Salut! Salut! Ce faci? Uite, mă plimb. Am nevoie de o informație de la tine. Așa. Vreau și eu o pleșcăviță. Așa. De unde aș putea să... Și o mică problemă. N-am bani. Așa că, da. Nu prea. Rezolvăm. Serios? De unde? Avem ceva în spate, să vedem dacă e. Dacă nu, punem complex.
Asta e pleșcăviță? Să mâncăm, să bem. Ce faci? Ești pregătit pentru... Păi stai, mă, la Scoveargă, zice... Lagoș, la pleșcă, la burger zice pleșcăviță. Ce să stea, mă? Tradițional, auzi? Doamnă, un burger vreau! O sole mio, se uita toată lumea la mine în timp ce mâncam o pleșcăviță și eram... Hei! Doamne, spune-mi ce-am greșit! O sole mio! O pleșcoviță! O sole mio! O sole mio! Nai, nai, na, na, na! Nai, na, na, na! Sunteți răi cu mine, mă, să știți! Du-te în Hasel odată la rezervația de zimbri și află de acolo cum face zimbrul și fă ca zimbrul timp de un minut. Să fac ca zimbrul timp de un minut. Da. Fă ca zimbrul timp de un minut. Bună asta! Știi cineva cum face un zimbru? Eu unul cel puțin nu știu. Hai să aflăm cum face un zimbru. Ce face zimbru toată viața? Nimic. Asta face. Ia uite-o. Este pentru prima dată când voi utiliza un târnăcop.